Moldova nu este lăsată să lupte singură împotriva pandemiei de coronavirus. Țara noastră va beneficia de un grant în valoare de circa 3,5 milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID-19. La Parlament s-a dat azi avizul asupra inițierii negocierilor și aprobării semnării acordului de grant dintre Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea finanțării adiționale pentru proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19. Obiectivele proiectului vizează prevenirea, detectarea și răspunsul la amenințarea reprezentată de coronavirus în Moldova. Acordul de grant va fi implementat până la 31 ianuarie 2021.